Cătălina mi-a spus că chiar ea m-a ales la date. Mersi. Și am fost uimit, pentru că nu mă așteptam să mă chemie. Cum te simți? Minunat. M-ai luat prin surprindere. Eu am zis că o să fie. Da, am avut date cu Cătălin. Este singurul cu care simt că pot să comunic, cumva. Bine, m-am plictisit de toată tensiunea asta, știi? Încercăm să găsim ceva de făcut. Mâncare? Faci? Nu. Gătești? Da, știu să gătesc, dar nu-mi place să gătesc. Ți-ar place un bărbat așa ca mine? Care să știe să facă tot? Da. Nu, păi și eu ce mai fac? Dar mă mai la și pe mine, știi? Împărțim. Juma. Ești pregătit? Să te căsătorești. Foarte pregătit. De asta am venit aici, ca să mă căsătoresc. Și crezi că e cineva cu care ai putea să faci asta aici? Eu cred că da. Sau poate vei fi tu. Asta zic. Da. Doar și tu să vrei. Dar doar dacă am putea să stăm mai mult împreună, să ne cunoaștem, că așa... Vede în mine un bărbat care ar vrea să se căsătorească. Și asta așa e. Chiar îmi doresc să mă căsătoresc și să plec căsătorit de aici și afară să fiu la fel. Mi s-a părut că e foarte serios și că chiar își dorește să se căsătorească și să aibă o familie. Mi-a și spus asta, dar l-am și simțit pe el foarte sincer spunând asta. N-aveai și tu o preferată? Aveam o preferată, doar că am văzut că intenționează altcineva ca să o cunoască și el la rândul lui mi-a spus că e ceva sigur, adică eu zic să-i las să cunoască, poate le e bine, nu știu. Mie mi se pare grabă oricum aici și aici mă refer la toți. Da, dar eu cred că Lavinia și Ștefan... Sunt fake. Nu cred. Eu nu cred așa ceva. Da, dar e prea din prima așa, nu ți s-a părut? Adică nu e suspect că... Da, păi el chiar a zis că dacă e să rămână împreună și o lună, două, ar pleca împreună. Păi, după o zi. Tu ai curaj să zici că dacă plec, eu pleci tu? Nu. Când aici ne cunoaștem în casă, dar afară nu ne știm cum suntem. Și nici n-am apucat nici ei să ne cunoaștem. Și nici aici, odată, da. Știi? Da. Chiar n-am mai fost la nicio emisiune de genul ăsta. Aveam așteptări mai mari, adică zic, băi, credeam că o să fiți altfel. Tu ești altfel și toate am zis asta. Pe tine și pe Ionuț vă apreciem, pentru că Ionuț îl apreciem pentru că vorbește tot ce gândește. Da. Adică, da, mare de ce, știi? Da. Și tu că ești foarte serios așa, adică se vede că tu pe bune ai venit să te căsătorești. Da, eu sunt normal, cum mă vezi. Și dintr-o bucată așa. Sunt o fire geloasă. Și eu rău. Iubitoare, romantică și distractivă. Păi show. Asta e bine, apoi așa trebuie. De-astea, da. Mie mi s-a părut diferit încă de când au venit băieții la noi în casă, pentru că a fost singurul cumva care a vorbit cu noi, care rămăsesem pe din afară și am zis, băi, e ok, adică omul chiar știe să se comporte. Dar tu ce faci în general? Să recepționez. Nu, la un spa, din cadrul unui hotel. Am fost, de fapt, responsabil. Pentru că acum m-am demisionat de când am venit aici. Stau singură, nu stau cu ei mei. Bine, stau singură cu chirie, adică nu e nicio chestie. Da, ești independentă. Mă descurc. Da. Momentan. Am venit să mă măriți, să mă descurc, mai am și ultima. Ești o fată descurcăreață. Glumesc, da. Date-ul a fost frumos, ne-am simțit bine, m-am pierdut în ochii ei. Cred că trebuie să intrăm în casă, nu? Zic. Da, mi-a plăcut să ies cu tine. Și mi-a făcut plăcere, îți mulțumesc. Am fost degajat și fără emoții, puține emoții eu. Vreau să cunosc prima dată fetele și apoi să iau o decizie. Spune-ți, doamna Geta. Ei, nu e în vârstă. Ei, mai mari. Nu de asta, dar mi-e frică de ce ar putea să zică doamna mea. Cum l-ar putea cataloga acum că ați spus dumneavoastră în vârstă? Na. Ce să zică? Ea e prietena mea, nu are ce să... Vi se pare că, de exemplu, Cătălina este potrivită pentru băiatul dumneavoastră? Deocamdată nu pot să spun... Dacă ai zis că trebuie să cunoască și el mai multe fete... Dar și el rezervat, adică nu s-a mai aruncat. Nu s-a mai aruncat ca în cazul Claudiei. Nu. Credeți că a fost un pic dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat cu Claudia? De asta poate acum suflă și în iaurt, cum se spune? Da. Cu toate că după asta a cerut-o Ionuț pe Cătălina și... Da, până la urmă, știți ce se întâmplă? E normal ca ei să se cunoască, că până la urmă, ați văzut, am auzit pe Cătălina spunând că ea consideră că acest cuplu format din Lavinia și Ștefan e unul fake, adică ar fi fals, că nu ai cum să formezi un cuplu cu cineva după două zile. Cum și atunci,
probabil că de asta experimentează și ei, ok, hai să le cunoaștem, hai să vorbim, să ne așezăm, da, să descoperim. Dar toate fetele au spus așa, că întâi să-i cunoaștem și pe urmă decidem. Corect. Nu așa dintr-o dată, hop, țop, gata.